Eu mă tem de revoluții și de schimbări bruște, dar speranța mea e că oamenii plecați. Nu toți, evident. Cei mai luminați, mai inteligenți dintre ei vor înțelege diferența între regimul din care au plecat și regimurile la care au ajuns. Vor dori să facă în țară ca afară bine și vor reveni într-o zi când vor apărea condiții și patria îi va chema acasă, ei sau urmașii lor vor reveni și sper vor încerca și vor reuși să schimbe comportamentul, poate și mentalitatea celor rămași acasă și care n-au avut termene de comparație. Chiar dacă acum pe internet, cel puțin și la multitudinea de posturi TV, poți să vezi diferite moduri de viață, dar dacă te uiți numai la televiziuni rusești sau la seriale latinoamericane și turcești, n-ai de unde să înțelegi de ce trăim rău, de ce alții trăiesc bine. Sper deci că oamenii care au plecat, cei mai luminați dintre ei, când vor reveni acasă, vor putea să schimbe lucrurile și Republica Moldova să ajungă nu în rând, dar la coada lumii civilizate, ca granița civilizației occidentale să se mute încolo, înspre Ural, înspre Golful Persic. Deocamdată se pare că suntem în afara graniței și suntem pe riscul să atragem după noi în mocir la oligarhiei, a mafiei și România și alte țări balcanice, iată regimuri din Ungaria și din Polonia și se pare că și din Cehia, au speculat isteria anti-islamică, anti-migrație și au instituit niște reguli periculoase pentru democrația de acolo și Europa se află într-o criză acum din cauza noilor state venite în 2004, iar România și Bulgaria au aderat în 2007, state care sunt mai puțin vaccinate la pericolele pentru democrație și iată din când în când aduc la guvernare regimuri naționaliste, ostile regulilor democrației. Cred că din aceste fierberi, din această efervescență, se va maturiza și se va cristaliza societatea est-europeană, incluzând și românii de pe o parte și de alta a Prutului, și pe ungari și pe polonezi. Sperăm că ne va împinge din spate Ucraina, care acum se pare că ne-a luat locul la coada prosperității. Sunt ei cei mai săraci în Europa, nu mai e Republica Moldova, dar asta nu înseamnă că ei sunt mai puțin democratici. Se pare că chiar din Caucaz, Georgia acum ne bate în cursa integrării europene, a stabilirii statului de drept, a luptei cu corupția. Deci sperăm că din spate vom fi împinși și nu vom cădea în mlaștina aceea a degradării civilizaționale. Deci sper că sunt destui oameni și în Republica Moldova, și în România, și din cei plecați peste hotare, care să înțeleagă situația, să găsească soluții sau măcar să încerce, să-și ia soarta în mâini și să reușim. Da, Oleg, îți mulțumesc pentru o explicație foarte profundă, foarte bună, bine explicată. Deci, acum vreau să dau o definiție proprie a unui stat. Aș vrea să aud părerea ta după ce vei analiza ce vorbesc, dacă îi spun gândul meu corect sau nu. Totodată va fi o corecție. Nu corectitudine, dar o curățire a gândirii mele și a celor care vor asculta această emisiune.
Deci vreau să spun definiția unui stat. Deci statul nu este altceva decât un teritoriu unde, unde se influențează sau se dirigează cu o lege strictă neschimbătoare, care se spune Constituția, și această Constituție trebuie să fie primită sau votată de întreg popor care este situat acest teritoriu. Și acest teritoriu este definit printr-o graniță, printr-un hotar de alte Constituții. Eu cred că oamenii, dacă vor să se decidă ceva în interesul lor, cum am zis mai devreme, trebuie să-și ia soarta și să se implice chiar ei în procesul decizional. Chiar ei, indiferent dacă sunt minoritari, majoritari, chiar dacă sunt puternici sau slabi, trebuie să se implice în viața publică, în bătăliile politice, să candideze, să intre în consilii locale, raionale, în parlament, în guvern sau în organe de control, și să decidă ei, nu neapărat în interesul lor personal, de familie și de clan, ci așa cum consideră ei că e bine să funcționeze acea instituție, că e bine să se voteze legile. Și în felul ăsta, de la fierberea asta în societate, va avea de câștigat mai multă lume. Când însă e mocirlă, e liniște, vine câte un vârcolac, câte un vampir, câte un șmecher cu bărcuța și pescuiește tot ce e mai bun din balta aceea, distruge și nuferii și crinii de baltă și rămâne urma lui tot mocirlă puturoasă, pentru că toate broscuțele au tăcut mâlc și au stat într-o parte. Asta e democrația. Nu să fie bine pentru că s-a decis prin lege și că au vrut americanii sau ne-au eliberat rușii, ci pentru că eu și tu ne-am implicat. Am susținut candidatul nostru. Tu ai candidat, eu te-am susținut. Ai ajuns la guvernare, ai făcut ilegalități, te-am criticat. Chiar dacă suntem cumătri sau prieteni. Sau invers. Eu am ajuns într-un for decizional și am făcut o lașitate. Îmi ceri socoteală. Băi, ai promis asta. Ia uite ce prevede legea. Și tu ai făcut amintrălea. De ce? Dacă nu-mi ceri asta, eu voi continua să fac mișelește și lucrurile se vor schimba în interesul meu, al clanului pe care îl apăr, și nu se vor schimba niciodată în interesul dumitale. Sau așa cum prevede legea. Deci democrație e participare, e implicare, e interes, e cunoaștere. Fără asta lucrurile degradează. Fără asta profită orice impostor, orice analfabet ajunge în orice funcție și face orice vrea, pentru că cetățenii stau într-o parte și zic, dar de ce să mă bag eu? Dar de ce nu se bagă ei? Sunt oameni mai mari. Sunt oameni mai mari, dar care preferă să rămână în Uniunea Scriitorilor și să se ocupe de fleacuri, preferă să aibă o emisiune la Timirce televiziune sau chiar la cea publică, acceptă o sinecură în CCA sau pe la ambasada cu tare. Și a plecat și nu ia atitudine pentru că își pierde funcția. Dacă aștepți de la acela luminat, acela mai mare, să aibă grijă ta, s-ar putea să greșești că aceluia nu prea îi pasă de tine sau n-a avut curaj să te apere. Deci secretul în democrație e să-ți iei soarta în mâini. Oricine ai fi, oricare ar fi situația, oricare ar fi riscurile. Da, Oleg, vreau să adaug la ceea ce ai spus dumneavoastră, că în activitatea, implicarea, neimplicarea poporului în viața cotidiană a unei țări, a unei Constituții, este și totodată permisiunea călcării în picioare de către dictatori sau, mai bine spus, mafioți, venind la putere sub formă de monarhie sau clanuri de rudenii.